Bine v-am găsit, prieteni! Am văzut ieri un clip al doctorului Ken Berry din Statele Unite, un medic pe care eu îl apreciez foarte mult. Am învățat multe de la el, mi-a dat multe idei să analizez anumite aspecte, să mă documentez. Și ieri, deci, am văzut un clip, vă las link-ul în descriere și în primul comentariu, care a dat niște informații șocante, aș putea să spun. Și vă voi spune care este concluzia mea la final. Acum câțiva ani, prin 2015, o mare corporație farmaceutică americană, Gilead, a pus pe piață un produs numit Harvoni, un medicament pentru tratamentul hepatitei C. Hepatita C este foarte gravă. Hepatita C este produsă de un virus, care virus provoacă distrugerea ficatului. În final, deci nu există niciun remediu pentru hepatita C, duce la instalarea cirozei sau a cancerului hepatic. Deci este o boală foarte gravă, determină deci hepatită acută, apoi aceasta se cronicizează, hepatita cronică, și duce la ciroză sau la cancer hepatic. Deci, vedeți, este o boală extrem de gravă și practic fără niciun fel de tratament curativ. Se încearcă diferite tratamente pentru a ține pacientul în viață cât mai mult timp. Iar acest medicament Harvoni, lansat de firma Gilead, vindeca hepatita C. În decurs de 2-3 luni de tratament, 90% din cei tratați cu hepatita C se vindecau. Deci se vindecau, nu mai aveau nevoie de niciun medicament, ficatul redevenea neinfectat. Deci dispărea virusul, nu știu exact care era mecanismul prin care acționa, cert este că 90% se vindecau. A fost pus pe piață medicamentul, rezultatele din practică au demonstrat, au confirmat rezultatele de la testele clinice făcute anterior și, într-adevăr, cam în 12 săptămâni, pacientul se vindeca. Toată lumea ar fi trebuit să fie bucuroasă, nu? Să sară toți în sus de bucurie. O mare problemă de sănătate publică era aproape complet rezolvat. Rămâneau 10%, dar oricum 90% este un rezultat wow pentru o asemenea boală. Imaginați-vă că mâine s-ar descoperi un tratament care ar vindeca 90% din cancer. Ar fi ceva nemaipomenit, nu? Ei bine, ce s-a întâmplat? Marea bancă de investiții Goldman Sachs, este o bancă imensă, una din cele mai mari bănci de investiții din lume, a dat un comunicat în care a spus practic că firma Gilead și-a tăiat creanga de sub picioare. De ce? Pentru că un asemenea medicament face să se reducă baza de clienți, pentru că pacienții pentru firmele farmaceutice sunt clienți de fapt, pentru că îi vindecă. Scopul unui tratament pentru o boală cronică nu ar trebui să fie vindecarea, ci să fie menținerea în viața pacientului pentru o cât mai lungă perioadă de timp, timp în care el periodic să ia acel tratament. Ori firma, descoperind un tratament care vindeca, practic scădea drastic numărul de pacienți care iau anumite tratamente pentru a fi menținuți în viață o perioadă cât mai lungă de timp. Adică pacientul nu trebuie să moară, dar nici nu trebuie să se vindece, tocmai pentru a fi un client constant care să ia medicamentele de la firmele farmaceutice. Deci firma Goldman Sachs a dat acest comunicat în care spunea asta și spunea că acest medicament ar putea să aibă consecințe negative asupra cursului acțiunilor la bursă al respectivei firme, ceea ce va face ca firmele de investiții, băncile de investiții, fondurile de investiții care bagă bani în cercetarea medicală să se abțină pe viitor în a mai finanța studii pentru asemenea medicamente. Iată, deci, un efect paradoxal. Un medicament prea bun ajunge, de fapt, să nu fie dorit. Dorit pentru că taie sursele de finanțare. Vă dați seama că orice firmă farmaceutică, atunci când ar vrea, se gândește un cercetător, un colectiv de cercetători să dezvolte un asemenea tratament, pentru a-i se aproba cercetarea, conducerea firmei se gândește de două ori, zice, stai puțin, dacă eu descoper și pun pe piață un asemenea medicament, voi rămâne fără fonduri. Cursul acțiunilor va scădea, nu voi mai putea să-mi finanțez alte cercetări, ca atare se va interzice cel mai probabil cercetarea pe un asemenea medicament. Sau dacă medicamentul la un moment dat în cursul cercetării va dovedi că are asemenea efecte, este posibil să se oprească cercetarea. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să gândim cu propriul cap, să nu luăm toate informațiile de bune așa cum sunt, să încercăm să ne informăm din cât mai multe surse,
pentru că interesele financiare sunt foarte mari, deci vorbim de piețe de 10 și sute de miliarde de dolari. Vă dau un singur exemplu, nu știu la medicamentele împotriva hepatitei C care este situația, în schimb, pentru statine, acele medicamente care scad colesterolul rău, să revin în alt clip la asta, numai în Statele Unite piața este de 150 de miliarde de dolari. Deci, vă dați seama ce interese financiare sunt la mijloc. Așa că, eu zic că trebuie să ne informăm din cât mai multe surse, să analizăm noi înșine și să tragem concluzia. Foarte multe afirmații care se fac, trebuie să vedem ce interese financiare ar putea să aibă în spate. Vorba filmului Tom Cruise dintr-un film, de fapt nu Tom Cruise a zis, partenerul lui spunea Show me the money. Sau vorba unei cărți celebre, pentru a afla vinovatul, follow the money. Urmărește traseul banilor și vezi la cine ajung aceștia. Îți mulțumesc, numai bine, sănătate, la revedere!